Satul întreg să veselească, lângă mire și mireasă. Mi-arunc ochii în cap de masă, la miri și la mireasă, cum e soarele și luna, iată mirii noștri acum. Trăiască nunul și nuna, să cunune în toată luna, sănătate la părinți, că au crescut copii cu minți. Ia poftiți, nuntași, poftiți, nuntă mare de porniți! Să-i casă!
când vrei să te căsătorești, întâi te uită în buletin, ca nu cumva să te amăgești, să crezi că totul este nimic, să nu alegi după băieți sau după fete mult mai mici, căci foarte rău ai să regreți orice ai încercat să-mi zici. Să nu faci pasul doar gândind că-i tânără sau mai flăcău, că vei ajunge suferind și o să-ți pară foarte rău. Să nu cumva să încerci să accesi în altă pătură socială, mai mare decât tu te vezi, căci nu-i curaj, ci e o boală. Cu timpul, anii când vor trece, o să ajungeți la scandal și o să devină totul rece, ceva de comă, de spital. Dacă sunt diferențe mari, atât în vârstă și gândire, veți fi două capete tari și o să producă doar mâhnire. Căsătorește-te când vezi că cel sau cea de lângă tine va crede fix cum și tu crezi și nu vă faceți de rușine. Astfel, degeaba v-ați unit, de nu există potrivire. O să aveți de suferit și o să creați o despărțire. Căsătoria e pe viață, nu e ceva ce-i sezonier. Căsătoria e o speranță, nu e un sertar sau șifonier. Dacă te-ai căsătorit, rămâi așa pe totdeauna. Un partener nu-l schimbi zâmbind sau fugi când vezi venind furtuna. Dacă te-ai căsătorit, rămâi așa pe totdeauna. Nu fugi când vezi venind furtuna. Mulțumesc mult! Yeah.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
colacul mirese, vorbișe e în capul mesei, doar pe colacul mirese. Hai, 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 așa! Sobru mic și sobru mare, umble pe la fiecare. Sobru mic și sobru mare, umble pe la fiecare. Cu biroșul ne cinstesc și la masă ne poftesc. Cu biroșul ne cinstesc și la masă ne poftesc. Cu
ploaie verdeța, fiu, faceți loc aici să viu, cu găina subțoară să facem o zămășoară. Țăganul nu-i zgârcit, de la nunta întinerit, ia luați găina, mă, și dați-mi fata cea mezină. Muzica! Hehehehe, descântecul de la mine, leacul de la Dumnezeu, de la casa lui, de la masa lui voios. Și-o pornim pe calea pe care are nouă orgoi, cu nouă orgoi, nouă moroi, cu nouă moroi, nouă strigoi, cu nouă strigoi, nouă păcitoi, cu nouă păcitoare, nouă flăcăi, cu nouă fete mari. Nouă zâni la nunta noastră, vine șatra țigănească! Am început, am venit în fire, dar ce folos?
când una, două, și iar mă prinde nebușala. De la o vreme, cum simțeam că iar se apropie neduful, îmi luam vaia și fuga la pădure. Numai acolo, sub desișurile celea, simțeam cum suflarea începe a se întoarce. Și fiindcă în pădure nu pot sta multă vreme fără treabă, am început a aduna ierburi de leac. Ce alta poate face o femeie în pădure? Tu să nu pomenești pe tata de rău, că nu era el de bine. Așa erau condițiile sociale de atunci. Oamenii se omorau lângă haturi. Clar că nu mai era chiar așa, că în primăvară aceea vreo 100 și ceva de oameni au părțit pământul. Dar bătăi au fost numai 4 și eu una am suferit cel mai mult. Ei, hai să zicem, cu tata ai avut ce ai avut, dar pe mine ce supărare ai? Tu ne-ai luat tot cocostârcii. În primăvară aceea te-au făcut președinte. Cum s-au dus sărmanele păsări, nu s-au mai întors. Și chiar așa de mic o costruci și eu? Mă doare inima pentru sat, că sute de ani satul se numea Valea Cucoarelor. Au plecat pentru că satul a început să se facă izboane. O costruciilor le-i pe toată cuperișul din stuf, din stuf de secară. Iar oamenii au început a acoperi casele cu șifer, cu olane, și asta nu le-au mai plăcut. Dar o să se întoarce, ține minte ce spun. Nu se știe. S-o întoarce, că eu deseori văd cum trec e primăvara, din pe alte drumuri. Iar cum ajung în dreptul satului nostru, câte o pasăre se dezgheacă de rândul ei. Fac așa, de parcă i-ar primora aripele. Cine știe? Mă știți de mult minte locul noastrei sale? Doamne, măcar un singur pui de cocostârci să văd în valea satului, să închid ochii și să mor. Sorăntoarce, cu toate că vine vorba, mie mai dragi nu sunt ciocărliile. Ce mai pasăre simți Dumnezeu? Când se suie tovarăși sus, se topește cu tot ce de acolo de sus. O zi întreagă când, înseamnă, are, se trășește în bulbună cu taranul. Să tot stai și să te miri. Ce-i să tot stai și să te mir că eu, vorbind de cocostât, mă duc cu gândul la semănături proaspete, la cer senin, la zare, iar tu, vorbind de ciocărlie, iară te duci cu gândul la semănături proaspete, la cer senin, la zare. Nimic, dimineața, în tinerețe toți vărsătoare, ții și aleg câte o pasăre mai dragă sufletului. Dar dragostea noastră la rădăcină e una și aceea. Arătură, semănătură, zare. Ei, și atunci cum facem? De sănătate ciuhăliră, de sănătate copățâță. Eu aș zice așa, să trăiască păsările tinereții noastre. Get it!
Și iată nunta e întoi, cu cavalierii lângă noi. Noi nu de flori părăm acum, în viață să avem un drum. Iar celor care ne-ați privit, să fiți cu toții fericiți și când vom fi cu toții mari, la nuntă o să fiți poftiți. Părinți, oaspiți, onorate juriu. Sunt mândră și bucuroasă de talentul și spectacolul care l-au prezentat elevii noștri astăzi. Și vreau să zic că moldovenii, de când sunt pe lume, sunt înfrățiți cu cântecul și jocul. Și obiceiurile, tradițiile, cântecul popular, costumul național, sunt o parte a istoriei noastre. Sunt o comoară cu care trebuie să ne mândrim și cu care ne identificăm ca un neam. De aceea vreau să le mulțumesc astăzi copiilor care au încercat să reînnoiască o tradiție, și anume obiceiul de nuntă, îmbinând studierea operei druțiene cu activitatea artistică. Acești elevi au fost monitorizați cu succes de către directoria drumuții, doamna Timotica Irina,
Spânzare Elvira, conducătorul cu cer. Pentru care tot îi mulțumim, la fel mulțumim domnișoarei Laurenție Copileț, absolvente noastre, care a venit și din ansamblul Cunzidor, care ne-a acompaniat împreună cu conducătorul Lungu Vasile, colectivului pedagogic și auxiliar, care ne-au ajutat la formare, la costumare, părinților, la fel, și nu în ultimul rând, juriului, care au mulțumim mult la toți și vreau să le doresc tuturor multă sănătate, elevilor succese mari și mirilor, vreau să le doresc o casă de piatră fericire, sigur mirese succese la bacalaureat. Și pentru acest spectacol frumos doresc un cer senin deasupra capului tuturor. La urmă, așa, asta e ultimul spectacol. Azi noi vorbim, nu vorbim. Așa ne-a spus că o să vorbim de acum, cred că săptămâna viitoare. Că am, cât e, Maria? 26 de studio participat la festival. A fost foarte frumos. Eu mă bucur mult. Din an în an avem copii mai frumoși, mai talentați, fac lucruri foarte și foarte interesante. Și vreau să fac o poză mândrireasă.